captură record de droguri în Spania, numai puțin de 30 de tone de cannabis cu o valoare stradală de cel puțin 64 de milioane de euro au fost capturate de polițiștii spanioli, iar 20 de persoane au fost arestate. Mugurii de cannabis erau ambalați în vid pentru a putea fi expediați, în principal în Elveția, țările de jos, Germania și Belgia. Este cea mai mare captură din această substanță la nivel internațional, spune poliția spaniolă. Operațiunea amplă botezată Jardines, în traducere grădini, s-a derulat în ultimele săptămâni în mai multe orașe din Spania, printre care Toledo și Valencia, unde persoanele bănuite de trafic depozitau cea mai mare parte a mărfii, a precizat Garda Civilă. Operațiunea a fost încheiată cu succes de polițiști, mai exact cu capturarea a 32 de tone de droguri, echivalentul producției a 1,1 milioane de plante de cannabis. Potrivit gărzii civile, mugurii de cannabis erau ambalați în vid pentru a putea fi expediați în diferite regiuni spaniole, dar și în alte țări europene, în principal în Elveția, țările de jos, Germania și Belgia. Anchetatorii au mai descoperit că pentru a transporta marfa, dealerii ambalau mugurii de cannabis în vid. Mai mult, în timpul operațiunii au fost prinse și 20 de persoane cu vârsta cuprinsă între 20 și 59 de ani. Dintre aceștia, 9 erau bărbați și 11 femei. După ce timp de mai multe decenii a fost poarta de intrare a hașișului în Europa, Spania se confruntă în ultimii ani cu o multiplicare a plantațiilor de cannabis pe teritoriul său, fenomen care atrage grupuri infracționale de pe întreg continentul european.